Haideți să deschidem cartea sfântă la psalmul 51, de unde ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 1 și până la versetul 17, pagina 582 în Sfânta Scriptură. Psalmul 51, începând cu primul verset. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nereguirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legele și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Eu de sunt născut în și în păcat m-a zămisrit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. fă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vâna sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un, un duc zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și măhnită, Amin. Voi vi să ocupați locurile. Cu câteva zile în urmă, am întrebat pe doi frați în două ocazii diferite ceva ce mă frământă pe mine și am formulat întrebarea aceasta sub forma unei întrebări și le-am zis dacă ei cred, dacă ei gândesc, că legea entropiei se aplică și în domeniul spiritual. Și amândoi, fără să gândească prea mult, mi-au spus, sigur, se aplică și în domeniul spiritual. Legea entropiei spune, e cea de-a doua legea termodinamicii, spune că într-un sistem fizic liber, adică fără intervenții din afară, totul se degradează. Totul se strică. Totul se duce înspre dezordine, spre moarte. Bună oară, dacă lași o mașină în parcare foarte multă vreme, oricât de, de bine ar arăta ea, după un anumit timp începe să se degradeze. Se desuflă cauciucurile, umple praful, apare rugina. O casă nelocuită, dragii mei, oricât de bine ar fi fost ea făcută, după o vreme începe să se degradeze. Ați observat lucrul acesta, nu? Ei, dragii mei, întrebarea care am pus-o și care m-a frământat pe mine a fost dacă această degradare, această lege a entropiei, funcționează și în domeniul spiritual. Adică, dacă în domeniul nostru spiritual, fără o îngrijire specială, serioasă, ajungem la degradare, ajungem să pierdem ceva. Ce ziceți? Frate și surori, Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează de mai multe ori. Că s-ar putea în viața noastră, din cauza împrejurărilor de viață, din cauza neîngrijirii spirituale, să pierdem anumite valori pe care le-am avut cândva. Sau să se împuțineze în viața noastră. Bună oară, dragii mei, fiecare dintre noi suntem mântuiți prin credință, e adevărat? Știți fiecare din locul acesta care este valoarea credinței noastre în relație cu Dumnezeu? fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Cum vreau să vă întreb? Suntem aici oameni care avem 20-40 de ani de când am întors la Dumnezeu. Cum ni credința? Tot ca atunci? Știți că Sfânta Scriptură ne învață că pe măsură ce trece timpul se poate întâmpla ceva cu credința noastră pune Domnul Iisus Hristos într-o anumită împrejoare o întrebare și zice când va veni Fiul omului? Continuați noastră. Va găsi credință pe pământ? Oare va găsi credință pe pământ? Dar ce s-a întâmplat cu credința? Sau ce se poate întâmpla cu credința? S-a uitat într-o zi Domnul Iisus Hristos la Petru și a zis Petre, satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Adică ai avut într-o zi credință suficientă să lași barca, să lași pescuitul, să lași treburile tale, să vii după mine. Se poate să pierzi credința asta. M-am rugat pentru tine să nu se piardă credința asta. Cum stăm cu credința după 20 de ani? Dragostea bunăoare. Fiecare dintre noi știm că în scriptură. Există această poruncă, dacă vreți, care prinde în ea toate poruncile. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum ne-a fost iubirea noastră pentru Dumnezeu când ne-am întors la Dumnezeu? Frații surori, ca astăzi, Iubirea aceea extraordinară care, care ne-a legat de Dumnezeu, care ne-a dat puterea, dragii mei, să ne rupem de orice altceva, pentru că îl iubim pe Dumnezeu. El ne-a iubit întâi. Unde e iubirea aceea? Legea asta funcționează sau nu funcționează? Se împuținează? Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. E adevărat sau nu e adevărat? Are dreptate Domnul Iisus Hristos sau nu are? Știți ce scrie uh, Ioan din partea Domnului Iisus Hristos Bisericii din Efes? Ceea ce am împotriva ta. Ai multe lucruri bune, ai multe lucruri de apreciat. Dar ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Funcționează legea asta, dragii mei. După ce trece vremea, S-ar putea să nu mai iubim cum am iubit. Răbdarea bună. Frății mei, vreau să vă întreb, atunci când v-ați întors la Dumnezeu, aveați tot atâta răbdare cât aveți astăzi? Sau nu aveați? Sau aveați mai multe? Ce ziceți? Eu duc aminte, când m-a inundat Duhul lui Dumnezeu, eram elev de liceu atunci și mergeam la școală și își bătea joc unul și altul, pentru că eram, era alte vremuri. Aveam, m-am dus în armată după aceea, aceeași poveste, colegii mei care știau, deci mi aveam o bucurie extraordinară în sufletul meu. Că unul sau altul mă luau peste picior pentru că sunt pocăit. Deci spune Sfânta Scriptură în Cartea Numeri, mi se pare pe la capitolul 21, că poporul Dumnezeu a plecat de la muntele Hor, Spre Marea Roșie să, să ocolească țara ei domnului, și este acolo ceva extraordinar. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Pe drumul acesta al vieții noastre, dragii mei, s-a întâmplat ceva cu răbdarea noastră. O privire să ne arunce cineva. Mai răbdăm măcar o privire. Sau o vorbă? Da, să ne facă ceva. Înflăcărarea noastră pentru Dumnezeu mai este aceeași ca la început? Adică zelul, râvna, pasiunea. Că aveam, dragii mei, o pasiune extraordinară, un entuziasm extraordinar pentru Dumnezeu. Eram dispuși să facem sacrificii pentru Dumnezeu. Dar, dragii mei, vremea își spune cuvântul. Îi scrie apostolul Pavelui Timotei, înflăcărează tarul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Înflăcărează-l! Că trecerea timpului lasă urme! Unde este înflăcărarea noastră de creștini? Pasiunea, entuziasmul, dragii mei, de altă dată, nu cumva s-a diminuat sau poate chiar l-am pierdut. Și vine Dumnezeu să ne spună, dragii mei, înflăcărează. De ce am făcut această introducere poate mai lungă în mesajul din această dimineață despre această lege a entropiei care lucrează și în domeniul spiritual, cu trecerea timpului. Dragii mei, starea noastră spirituală neîngrijită, în contextul diferit al vieții, ne poate afecta să pierdem din credință, din iubire, din răbdare, din înflăcărare și multe altele. Am făcut această introducere pentru că în cuvântul Domnului din această dimineață citit din psalmul uh, 51, David stă înaintea lui Dumnezeu și spune așa, Dumnezeule, nu vreau să rămân, continuați, fără Duhul Tău cel Sfânt. L-am avut cândva. A venit un episod dureros, întunecat, o prăbușire în viața mea spirituală. Dumnezeule, în această perioadă întunecată din viața mea, nu vreau să pierd ce am avut cândva, nu vreau să pierd Duhul Tău cel Sfânt. Nu lua de la mine. Câți dintre noi, dragii mei, ne-am preocupat de degradarea credinței sau a iubirii sau Câți dintre noi ne-am preocupat, mai avem sau nu mai avem această prezență? Vreau să predic în minutele următoare, dragii mei, despre omul care recunoaște valoarea prezenței Duhului Sfânt în viața personală. Omul care recunoaște valoarea prezenței Duhului Sfânt în viața personală. Dragii mei, ne-am obișnuit să venim la biserică și bine facem, ne-am obișnuit să stăm liniștiți în bănci. Bine facem că stăm cu minți. Câți dintre noi mai avem această frământare lăuntrică, dragii mei, pe care o avea David atunci, cei cu Duhul Sfânt în viața noastră? Dragii mei, omul care recunoaște valoarea prezenței Duhului Sfânt este omul care se roagă în mod concret pentru lucrul acesta. Noi suntem o biserică, ne adunăm aici și ne rugăm Domnului și acasă bănuiesc că ne rugăm Domnului, vreau să cred că ne rugăm Domnului, facem tot felul de rugăciuni. Ne rugăm pentru foarte multe lucruri. Ne rugăm pentru sănătate, ne rugăm pentru viață lungă uneori, da? Ne rugăm pentru bunăstare, ne rugăm pentru salariu mai bun, pentru afacere să meargă bine, pentru loc de muncă mai bun, ne rugăm pentru copiii noștri, E adevărat că spunem rugăciuni de felul acesta, frate și surori. E rău sau e bine să ne rugăm pentru astea? Ce ziceți? E rău sau e bine? Nu e rău să ne rugăm pentru astea. Pentru că, dragii mei, niciun dar bun și desăvârșit nu vine din altă parte, vine de la Dumnezeu, de la Părintele Luminilor și depindem de Dumnezeu chiar și în lucrurile acestea. Să vedeți să Domnului. Dar ascultați-mă, rugăciunile noastre arată valorile noastre. Ce este important pentru noi în viață? Sănătatea? Confortul? Banul? Locul de muncă mai bun? E, e bine să ne rugăm. Dar avem ceva mai valoros decât asta pe care să-l prindem în rugăciunea noastră, să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Avem ceva mai valoros decât asta? Haideți să vă arăt ceva din, din Scriptură. Oameni care îl iau pe Domnul Iisus Hristos. Vă spuneam, s-a uitat la Petru și a zis, Simone, m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Ne-am uitat așa unii la alții, sau la cei din casa noastră, la copiii noștri, la părinții noștri, și dincolo de salariu mai bun, dincolo de confort, dincolo de sănătate. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că înaintea acestor lucruri este credința în Dumnezeu. Să nu se piardă credința în Dumnezeu. Ne-am rugat pentru asta. Pentru Domnul era foarte important ca ucenicul ăsta care a mers după el atâta vreme și Domnul știa că urma să treacă printr-o situație întunecată în viață, să nu-și piardă credința. După ce te vei întoarce la Dumnezeu. Adică Domnul vedea prăbușirea, dar Domnul doia să se întoarcă Petru înapoi la Dumnezeu. E asta e important pentru, pentru noi, dragii mei. Ne rugăm. Sau spun, Domnul Iisus Hristos a stat în, în, grădina Ghețiman în ultimele ceasuri, aș putea zice, ale vieții sale pământești, și a zis Tată, dacă e cu putință să treacă de la mine paharul ăsta? Dacă nu e cu putință, facă-se voia ta, Dumnezeule. Adică pentru mine, ca om, aș vrea Dumnezeule să dai paharul ăsta, dar vreau să mă supun voiei tale. Câți din locul acesta ne mai rugăm, Dumnezeule, voia ta să se facă. Știu oameni care sunt supărați pe Dumnezeu, că nu se face voia lor, fără să fie nici măcar atât preocupați să se facă voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos de asta era preocupat. Pavel scrie în, în roman și zice la un moment dat, rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Acum, ați citit istoria vieții lui Pavel, cât e consemnat în Biblie, știți prin ce perioade întunecate a trecut în viață, bătut în coace, bătut încolo, dacii mei, în colo, naufragiu, Daci mei, în toată complexitatea asta vieții, David se ruga lui Dumnezeu, Dumnezeu le mântuiește neamul meu. Dar avea nevoie de confort. Dar avea nevoie, poate, de bani. Că la un moment dat, dragii mei, a dus-o bine pentru că o anumită biserică i-a purtat de grijă. N-avea nu știu câtă bogăție. Dar în toată complexitatea asta, David s-a rugat. Pavel s-a rugat lui Dumnezeu să mântuiască Dumnezeu neamului. Dragii mei, dincolo de rugăciunile astea uzuale pe care le facem pentru viața aceasta, pentru confortul acesta, pentru pentru salariul nostru, pentru nu știu pentru ce. Câți dintre noi am început să ne rugăm concret pentru pentru prezența și manifestarea Duhului Sfânt în viața noastră? Câți? Cel puțin cu aceeași frecvență și cu aceeași pasiune când ne rugăm pentru lucruri care țin de existența asta. Dragii mei, cât facem lucrul acesta? Omul care înțelege valoarea prezenței Duhului lui Dumnezeu se roagă în mod concret pentru asta, cel puțin din două perspective. Se roagă lui Dumnezeu să vină această umplere, această prezență a lui, a lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu. Știu că am mai spus în locul acesta că e o serie de, de, mesaje pe care am vrut să le țin despre Duhul Sfânt în perioada aceasta. Și am mai spus, sunt oameni care zic așa, Duhul vine automat. Vine automat atunci când ne întoarcem la Dumnezeu. Nu neg lucarea Duhului Sfânt la nașterea din nou. E acolo, dragii mei. Numai că Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să ne rugăm să ne dea Dumnezeu această umplere. Dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri. Cu cât mai mult Tatăl vostru din cerul va da Duhul Sfânt celor ce cer. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Deci trebuie să ne rugăm să vină această umplere, să ne copleșească această prezență, dar trebuie să ne rugăm, dragii mei, pentru manifestarea prezenței Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Atunci, în locul acesta sunt oameni care, dacă li s-ar pune întrebarea aceasta pe care Pavel a pus-o ocenicilor din Efes, ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut, ar zice, sigur că am primit. Și o să spună detalii. Atunci, acolo, eram așa, s-a manifestat așa. Dar dacă l-ai întreba cum se manifestă Duhul Sfânt în viața ta astăzi, Oare ce zice? Cum se manifestă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în viața ta astăzi? Poate că ridica din nume și zice, nu ca atunci. Sau nu știu dacă se mai manifestă. Sunt în Scriptură oameni peste care a venit Duhul lui Dumnezeu, o să-mi spună cineva mai tipicar probabil, asta ține de Vechiul Testament. E același Dumnezeu, același Duh Sfânt care lucrează, dragii mei. Oameni peste care a venit Duhul lui Dumnezeu și-au făcut lucruri mari. Și -o scrie acolo la un moment dat, Duhul Domnului s-a îndepărtat de el. Știți de ce? Nu poate Duhul să se manifeste într-o viață păcătoasă. De asta se temea David aici. Știa că nu poate conlucra Duhul lui Dumnezeu cu viața păcătoasă pe care a trăit-o el. De aceea a zis, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Frați și surori, sunt aici oameni născuți din nou care n-au trăit această experiență a umplerii. Trebuie să se roage concret pentru asta. Sunt aici oameni care își pot aduce aminte în istoria vieții lor, de un moment, de o clipă, de o zi, de un ceas, de un loc. Și n-a mai rămas nimic decât amintirea. Dumnezeu din cer să pună rugăciune în aceste persoane și să zică, Dumnezeule, fă Duhul tău să se manifeste. Și Dumnezeu să umple biserica aceasta de manifestarea Duhului. În al doilea rând, omul care înțelege valoarea prezenței Duhului Sfânt în viața personală, recunoaște că trebuie să fie altfel de cum este. Asta a recunoscut David. Zicea el în versetul 7 așa, voi fi mai alb decât zăpada. Înseamnă că acum nu este mai alb decât zăpada. Trebuie să se petreacă ceva să fie altfel să fie mai alt decât zăpada, acum era întunecat, era, era mizerabil, era plin de păcat, dragii mei, sub condamnare, sub vinovăție. Și a zis David, Dumnezeule, trebuie să se întâmple ceva în viața mea, să fiu altfel, pentru ca Duhul tău să se poată manifesta. Cât din locul acesta, dragii mei, ar putea zice sau ar trebui să zică Trebuie să se petreacă ceva în viața mea pentru ca Duhul să se poată manifesta. Trebuie să fiu altfel de cum sunt pentru ca Duhul să se poată manifesta. Oare cât ar trebui să spunem asta, Frați și sorori? Și ce ar trebui să se facă? Ce ar trebui să se petreacă? Ar trebui să experimentăm o curățire spirituală. De aceea zicea David, curățește-mă Dumnezeule. Dar pentru ca să se poată produce această curățire pe care o face Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să facem ceva noi. Adică trebuie să evaluăm păcatul ăsta din viața noastră așa cum îl evaluează Dumnezeu. Cum îl vede Dumnezeu. Vă știți cum văd oamenii păcatul? Și am mai spus în locul acesta. Oamenii văd păcatul ca plăcere. Ceva ce te împlinește. Ceva care ți aduce un crâmpei de fericire aici pe planeta asta, dragii mei. Pentru că spune Sfânta Scriptură în, în Gênesa când a, a fost primul păcat acolo, pomul ăla era plăcut la vedere, la privit. Uh, Ți-arăta cumva, uh, te îmbia cumva să guști plăcere. Oamenii văd păcatul ca plăcere și văd ceva păcatul ca ceva fără consecințe rele în viață. Uh, vei fi ca Dumnezeu. Dumnezeu vede păcatul ca un mare rău. De aceea zice David aici când i s-au luminat ochii, am făcut ce este rău înaintea ta. E, e, e periculos, e grav. Îl ofensează pe Dumnezeu păcatul. Adică dacă îl jignește pe Dumnezeu, îl insultă pe Dumnezeu. Zicea Dumnezeu undeva în, 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 în cartea Samuel, și mi se pare că și în cronici zicea Dumnezeu, ți-am dat tronul lui Israel, ți-am dat casa lui Saul, te-am scăpat de mâna lui Saul. Dacă ar fi fost nevoie, ți-ar mai fi dat, nu știu câte ți-ar mai fi dat. Și tu ce ai făcut? Adică, David, tu n-ai răspuns pe măsura binecuvântărilor pe care ți le-am dat l-a insultat pe Dumnezeu. Și acum vreau să vă întreb, frăjitorul, câți din locul acesta am putea scoate pieptul în față să spunem eu am răspuns pe măsura binecuvântorului Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat și am întors. Cât puteți spune lucrul acesta? Ei, dragii mei, David a recunoscut că trebuie să fie altfel și-a început să fie altfel, pentru că a început Dumnezeu procesul ăsta de curățire, când David a văzut, dragii mei, păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, ca un mare rău. Și-a apelat la mila lui Dumnezeu. Și-a zis, încă de la începutul psalmului, ai milă de mine, Dumnezeule. Dragii mei, știți că noi oameni, atunci când apelăm la mila cuiva, suntem într-o situație fără ieșire. Numai oamenii care sunt într-o situație fără ieșire apelează la mila cuiva. Și noi când suntem, dragii mei, în păcat și fără de lege, suntem într-o situație fără ieșire, că nu putem ieși singuri de acolo. Cel care ne scoate din situația aceea fără ieșire este Dumnezeu. Primirea lui, de aceea zicea David, ai milă de mine, Dumnezeule. Și vreau să vă întreb, a avut Dumnezeu milă de David sau n-a avut? Slavă Domnului! Când i-a venit cuvântul pe limbă și a început să-și mărturisească Domnului fără de legile, zice David în Salmul 32, Tu ai iertat vina păcatului meu. În momentul acela, dragii mei, Dumnezeu l-a curățit așa cum a cerut David pentru ca să poată locui Duhul Sfânt, să se poată manifesta Duhul Sfânt. Noi ne amăgim dacă avem impresia că putem trăi oricum și Duhul lui Dumnezeu se manifestă în viețile noastre. Omul care înțelege valoarea prezenței Duhului Sfânt recunoaște că trebuie să fie altfel de cum este, să rezolve problema păcatului din viața lui. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, la lucrul acesta. În rând, omul care recunoaște valoarea prezenței Duhului Sfânt în viața personală, începe să aprecieze ceea ce altădată a desconsiderat. Oare ce a desconsiderat David în viața lui și acum, în momentul acesta când vede ce importantă e prezența Duhului în viață, începe să aprecieze? Ce a desconsiderat altădată? Știți ce? Ceea ce au desconsiderat primii oameni în grădina Edenului. Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, când Natal se duce la David să-i vorbească din partea lui Dumnezeu, îi spune lucrul acesta. De ce ai disprețuit? Cum ai disprețuit tu cuvântul lui Dumnezeu? I-ai luat nevasta lui Urie, pe el l-ai omorât prin mâna filului Amon. Cum ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, așa au făcut protopărinții noștri în grădina Edenului. Au desconsiderat cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, în momentul acesta, când David are această teamă, această frică să nu cumva să piardă prezența Duhului Dumnezeu, zice așa, dar tu ceri ca adevărul tău să fie rădâncul inimii mele. Ceea ce am disprețuit cândva, adevărul tău Dumnezeule, tu acum cer să locuiască înăuntrul meu. Dragii mei, vreau să vă întreb, credeți că alta este cerința lui Dumnezeu pentru noi decât pentru David? Sau are aceeași cerință? Adevărul lui Dumnezeu să fie noi. Ca să fie Duhul lui Dumnezeu acolo. Nu păcatul, nu fără de legea, nu preocupările care țin, Doamne, doar de lumea aceasta, dragii mei, ci adevărul lui Dumnezeu să locuiască în ființele noastre. Asta cere Dumnezeu. Dar cum pot să iau Cuvântul care e scris în carte, cuvântul care e vorbit de un om al lui Dumnezeu, cuvântul pe care mi-l trimite Dumnezeu, cum pot să-l pun să fie aici în inima mea? Știți că autorul Psalmul 119 spune așa, strâng cuvântul tău în inima mea. Dragii mei, este lucru pe care ar trebui să-l facem serios fiecare dintre noi cea mai mare preocupare a noastră când venim la casa lui Dumnezeu, știți care este, dragii mei? Să evaluăm predicatorii. Niciunul dintre noi nu vorbește 100% la oamenii din biserică. Avem, i-avem pe ai noștri. Da? Asta se întâmplă. Și când vă uitați pe internet, vă uitați la ăsta, la ăsta, la ăsta, spre noastre. Suntem oameni. Dar noi ar trebui, dragii mei, dacă un om citește două versete din Scriptură, credeți că cele două versete sunt cuvântul lui Dumnezeu. Credeți, frații mei, valabile în toată istoria, nu acum 2000 de ani doar, sau acum 1000 de ani, în toată istoria, cuvântul lui Dumnezeu este de folos, spune cartea lui Dumnezeu. Și ar trebui să iau cele două versete să le pun în inima mea. Cuvântul pe care cineva îl rostește din Scriptură, din partea lui Dumnezeu, să-l pun în inima mea. Strâng cuvântul tău în inima mea. Asta spune cartea lui Dumnezeu. Când s-a născut Domnul Iisus Hristos și s-au dus păstori aceia, după indicațiile date de Îngerul Domnului, s-au dus la Betlem și au găsit acolo pe Maria, au găsit pruncul, s-au întors înapoi. Dar când erau acolo, dragii mei, i-au au, au istorisit lui Iosif și Mariei tot spectacolul din, din, din câmpia Betlemului, corul, îngerul care a dus vestea aceea. Știți ce spune Sfânta Scriptură în Luca în capitolul 2? Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Auziți? Le-a luat, era experiența unor oameni, ea n-a fost acolo să audă corul, eu n-a auzit mesajul îngerului. Astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Oamenii ăștia au mărturisit experiența. Femeia asta lua, le punea în inimă și se gândea adânc la cuvintele acelea. Câți de aici facem asta? Să luăm, să punem. Dragii mei, trebuie să luăm cuvântul ăsta pe care poate l-am l-am disprețuit cândva să începem să-l apreciem pentru că Duhul lui Dumnezeu se folosește de cuvântul ăsta să ne călăuzească în viață. Când a, a fost dus Domnul de Duhul în pustiu să fie ispitit de diavolul. Și i-a zis fa "Fasta, fasta, fasta." Cum a contracarat Domnul Iisus Hristos, dragii mei, atacurile diavolului? Nu cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Era Iosif în Egipt, dragii mei, vândut de frații lui. Omul acesta care a avut descoperire de la Dumnezeu încă atunci când era adolescent, în casa tatălui. Omul acesta care a fost vândut de frați și a ajuns în casa lui Potifar. Vreau să vă întreb, știți că despre, despre Iosif, faraonul a recunoscut care în el, Duhul lui Dumnezeu, Știți? Dar Duhul ăsta lui Dumnezeu nu l-a ajutat pe Iosif să fie un foarte bun sau numai să fie un foarte bun administrator în țara Egiptului. Duhul acesta l-a ajutat să știe cum să se poarte în vremea ispitirii. Adică să ia cuvântul lui Dumnezeu și să zică Iosif la un moment dat cum aș putea să fac un asemenea rău, un rău așa de mare, să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Cum aș putea? E Duhul lui Dumnezeu pe acolo. Omul care înțelege, dragii mei, valoarea prezenței Duhului Dumnezeu, începe să aprecieze ceea ce altădată a desconsiderat, adică cuvântul lui Dumnezeu.